Comuna Drăgănești Vlașca era odinioară o comună frumoasă, înfloritoare. Traversată de drumul european 70, te aștepta ca acum, în era tehnologiei, să arate exact ca și o comună europeană. Din contră, comuna, în loc să se dezvolte, a decăzut puțin câte puțin până a devenit o umbră gri de-a lungul unei șosele europene. De prin anii 70 și până aproape de anul Revoluției, cam 2 decenii, comuna Drăgănești Vlașca a avut un primar destoinic, gospodar și respectat. Bucur Nicolae, primar pe vremea comunismului, a știut să-și apropie oamenii și să fie apreciat pentru vorba bună, dar și fapta bună. A pietruit toate străzile din comună, a forat 2 puțuri de mare adâncime, a construit uzina de apă. Pe vremea primarului Bucur, comuna avea industrie, centru mecanic, bază de recepție, depozit de lemne, o cooperativă agricolă de producție fruntașă pe țară, sub conducerea președintelui Râciu, un cec, cooperativa, magazine universale, poștă, IREP, complex de păsări, iar o secție a unui ASE s-a transformat în stațiunea de cercetări agricole. Divinitatea a făcut ca în 2004 să ajungă la cârma comunei fiul fostului primar Bucur. De fapt, povestea candidaturii inițiale a actualului primar Petre Bucur are destule artificii. S-au tras forile la județ și la centru și a ajuns primar Petre Bucur. Drăgăneștenii au acordat votul cu mare încredere personajului, fiindcă avea în balanță câteva aspecte care atârnau greu în favoarea sa. Era fiul unui fost primar respectat, avea o gospodărie frumoasă, era muncitor, nu deranjase niciodată pe nimeni, era un om cu carte. Și așa ajunge inginerul de la Găini primar. Se prezenta ca și o marionetă a unora sau altora și era departe de a înțelege ce îi se întâmplă. Nici la 3 luni de la marele succes repurtat, acesta se văita că e greu și are în intenție o eventuală demisie. La primărie, în postul de primar, începutul a fost foarte greu. Nu lua singur nicio hotărâre, fie ea cât de mică, fără a cere acordul mentorului său, știu de toți drăgăneștenii. Multă vreme, lumea s-a distrat pe seama primarului, care dădea fuga la mentor pentru a-i comanda ce anume trebuie să facă în primărie. Ca primar nu a fost capabil să întrețină nici ceea ce realizase tatăl său și aici se face referire la drumurile pietruite, pentru că în cei aproape 12 ani de mandat nu a reușit să asfalteze nici măcar 1 km de drum comunal. Singurul drum care s-a asfaltat a fost în cartierul Valea Albă, dar acest lucru s-a realizat de către Consiliul Județean prin persoana lui Dragnea, care a luat această măsură pentru a-i mai salva un mandat primarului Bucur, păzându-l cât iese de momâie în primărie. Rămâne în amintirea celor care locuiesc în cartierul Țigănie, cartier pe care trebuie să-l traversezi când ai drum la cimitir, faptul că a reușit să aducă 2 autogredere pentru a îndrepta drumul mortului. În 12 ani a realizat multe în fruntea comunei. Apa în Drăgănești Vlașca, în anul 2016, este raționalizată. Canalizare nu există. Grădinița este focar de infecție. Iluminatul public e prezent din 2 în 4 stâlpi. Atragere de investitori, nici atât. Teren de fotbal nici nu încape în discuție. În comună există un cămin cultural care este lăsat în paragină sau se folosește doar la întâlnirile PSD-iste. Comuna Drăgănești Vlașca a intrat de peste un deceniu pe mâini proaste. Petre Bucur e abil și știe că va avea succes pentru încă un mandat, deoarece nu a supărat pe nimeni. Majoritatea oamenilor în vârstă îl doresc în continuare ca primar. Chiar dacă nu a făcut nimic în comună, el nici nu a deranjat. Tineretul, în schimb, vrea să trăiască într-o comună modernă, europeană, cu facilități de utilități. Nu vă e rușine, domnule primar Bucur. Chiar mai vreți încă un mandat? Pentru ce? Ați primit primul mandat, știți foarte bine cum. Al doilea mandat l-ați primit de la drăgăneșteni ca vot de încredere. Al treilea l-ați primit pentru că nu ați avut contracandidat puternic. Vreți să dezvoltați comuna în al patrulea mandat? Greu de crezut.